Aparatul primarilor, sunteți mândri de echipă? Da, într-adevăr, sunt foarte mândru de echipa pe care o reprezint aici, Comuna Tulburea. Și cu această cale aș felicita pe domnul Daniel Buleac pentru ce a făcut așa pentru, nu numai pentru Tulburea, pentru toate primările, pentru că a strâgnit această competiție și spiritul de competiție. Un lucru extraordinar ce se întâmplă, pentru că văd un lucru ce nu prea s-a mai întâmplat în ultimul timp acum și cred că e un început extraordinar de bun, e bine ce se întâmplă, mă bucur că într-adevăr echipa pe care o reprezint, Comuna Tulburea, ocupă locul 3 și totodată mă bucur că am bătut și echipa de pe locul 1 și echipa de pe locul 2. Câți colegi din primărie aveți implicați în acest sport? Da, păi toți tinerii din primăria Comunei Tulburea sunt implicați în acest sport, pentru că este un sport care toată lumea îl iubește. Ați terminat pe podium după ce a început să răzi mai slab. Pentru anul viitor doriți chiar titlul? Sper locul 1 să fie ocupat pentru anul viitor. Așa cred, da. Este ocupat de echipa Tulburea. Mulțumim!